În edițiile noastre anterioare v-am prezentat mai multe reportaje realizate de jurnalista Natalia Ghilașcu peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Reportaje despre conaționalii noștri care și-au văzut visul împlinit departe de casă. Am cunoscut oameni ambițioși și oameni pentru care viața luată de la capăt a prins mai multe culoare. Oameni care poartă ia cu mândrie și care nu își uită rădăcinile. Revenită temporar în țară, Natalia ne-a povestit despre oportunitățile pe care le are un migrant în America, despre șansele lui de a se afirma acolo, proiectele pe care le are în gând și despre frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiește alături de soțul ei, indian. De acolo din America vezi Moldova un pic izolată, un pic așa, o țară micuță despre care nu prea se cunoaște, dar uite că faima o duc tot moldovenii care își doresc să avanseze și să își realizeze aceste visuri. Datorită diasporei am putea să avem o țară, să zic, spre calea succesului și o țară care ar merita atenția celorlalte societăți. Drumul Nataliei Ghilașcu în America a început pe neașteptate, spune ea. A câștigat o bursă la un program american care i-a oferit posibilitatea să învețe la școala de jurnalism din Phoenix, Arizona. Considerată una dintre cele mai bune instituții de învățământ din SUA, care educă specialiști în domeniul media. Anume acolo, Natalia a reușit să exerseze în domeniul producției film în calitate de regizor. La doar un an de studii a scos la lumină scurtmetrajul Angel Beck, film nominalizat la Festivalul Independent de Filme din Los Angeles pentru categoria cel mai bun film de scurtmetraj. I have a gift for you. A gift? Yeah. What is it? Open it. Oh my god. Will you marry me? Do I have a choice? Aptitudinile ei au fost înalt apreciate de producătorii de film din America. Natalia a dat dovadă de multă ambiție. Astfel, la scurt timp, a scos un alt documentar, Anii blestemați în Transnistria, film ce cuprinde istoriile de viață ale 15 evrei supraviețuitori din fosta URSS care au emigrat în SUA și Canada. Pentru a cerceta acest subiect, Natalia a studiat arhivele Muzeului Holocaustului din Washington, unde a găsit imagini din Chișinău, Bălți, Edineți, cu referire la evreii care au fost exilați și uciși în Transnistria. Timp de un an și jumătate cât s-a aflat în America, Natalia a manifestat un interes deosebit față de moldovenii de acolo. Astfel a inițiat un proiect prin intermediul căruia a reușit să afle de la conaționalii noștri cum e posibil să-ți vezi visul împlinit departe de casă. A realizat mai multe reportaje în care a scos în prim plan ambiția și ideea fixă a moldovenilor stabiliți peste ocean de a se realiza. Este, desigur, o perspectivă și o oportunitate să te afli în Statele Unite ale Americii și înțeleg foarte bine pe moldovenii care decid să rămână acolo, pentru că, într-adevăr, este o țară unde îți poți realiza visurile, îți poți realiza multe proiecte interesante, chiar și din discuțiile pe care le-am purtat cu foarte mulți moldoveni de acolo, în Silicon Valley, foarte mulți profesioniști de la noi care ajung să construiască proiecte virtuale, proiecte care probabil că aspiră toată lumea din India, din țările care sunt mai axate pe IT și asta cred că îi face pe moldoveni fericiți. Moldovenii cu care m-am întâlnit sunt cei care au emigrat de mai mult timp și au reușit să învețe acolo, să facă chiar
două sau trei cursuri de master. I-am văzut foarte implicați în viața americană, în special profesorii care predau acolo și sunt foarte apreciați în lumea academică, realizează foarte multe experimente în laboratoare, doresc să concureze cu americanii care sunt de foarte mult timp acolo văzuți și asta m-a impresionat, că avem cu ce să ne mândrim, sunt cetățeni de ai noștri care și-au găsit acolo recunoștință, pentru că de multe ori cei care lucrează acasă nu sunt bine văzuți. Trebuie să te lansezi întotdeauna într-o țară străină ca să fii apreciat la tine acasă. Protagoniștii reportajelor realizate de Natalia sunt agenții imobiliari, avocați, profesori universitari, specialiști în IT, arhitecți, antreprenori de succes, care și-au văzut visul împlinit prin multă muncă, studii de specialitate și ambiție. Natalia spune că America chiar este pământul făgăduinței, dar e locul în care concurența e foarte mare și doar având o pregătire serioasă poți reuși. Am văzut foarte multe femei care sunt interesate în aceste agenții imobiliare și au deschis foarte multe companii. Această afacere este foarte populară, în special printre moldovenii care doresc să obțină un job part-time, pentru că îți permite să ai grijă și de familie și să petreci și un pic de timp liber, dar dacă avansezi foarte mult în această direcție, foarte mulți moldoveni încheie contracte de sute de mii de dolari și își fac un venit astfel pentru mai mulți ani înainte. Cu aceste venituri, respectiv, poți să îți lansezi o altă afacere și cu aceste venituri oamenii totuși doresc să realizeze altceva, aceleași afaceri, vinuri, restaurante moldovenești, fapt care le aduce foarte multe împlinire. De multe ori am întrebat dacă doresc să implementeze ceea ce fac acolo acasă. Mi-au zis că sunt dornici să se întoarcă, poate peste un timp când lucrurile se vor mai schimba. Pentru Natalia, America va rămâne pământul fericirii și asta pentru că anume acolo jurnalista și-a întâlnit sufletul pereche. Pe indianul Kiran. I've been waiting for this moment for so long. An answered prayer, I know you are the one. I give to you my heart and soul with a love that will never grow old. Tânărul este specialist în IT și logistică și a făcut studii în California. Natalia spune că povestea lor a început pe neașteptate. Fiind inspirată de cultura indiană și studiind îndeaproape filosofia acestei societăți, ea s-a atașat foarte repede de Kiran, care la scurt timp i-a devenit soț. Natalia e convinsă că liderul indian Gandhi i-a unit. With this ring I'm giving you my own. A fost o poveste așa pe neașteptate, pentru că probabil ambii ne-am dorit să avem o familie și lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Eu am avut ocazia să fiu o perioadă în Washington DC. Kiran, la fel, a trecut prin Washington DC doar pe câteva zile și uite, în acest moment noi am făcut cunoștință într-o zonă foarte pitorească din Washington și iată că ne-am dat interesul unii față de alții. Am locuit, de fapt, cam în aceeași casă unde am închiriat-o. Lucrurile s-au întâmplat că și eu și el în aceeași perioadă am închiriat, iată, acest spațiu și am simțit că este o persoană care o să mă iubească toată viața și am observat acest lucru din momente foarte simple pe care le vede oricare femeie. Un pic m-a speriat gândul că vom avea foarte mult
timp ca să ajungem la un anumit numitor comun, pentru că odată ce ești din diferite culturi, aceste lucruri poate nu se observă. Rezervele au avut probabil prietenii mei, poate părinții mei care s-au mirat foarte mult cum într-adevăr vei avea viață cu un indian și am zis, nu e nicio problemă, suntem oameni atât timp cât avem valori comune și ne înțelegem, nu văd un obstacol de a forma o familie. Și atunci când am mers de multe ori în comunitatea de moldoveni, spre exemplu la multe sărbători, evenimente, toată lumea totuși era încă impresionată de faptul că moldovenii se căsătoresc cu indieni. Este mai frecvent atunci când moldovencele se căsătoresc cu americani. În cazul nostru a fost un pic altfel și totuși Statele Unite ale Americii ne leagă pe noi și în mod spiritual, nu doar profesional. Pentru că și el este foarte, foarte frapat de această țară, fiind din India, acolo unde și drepturile femeilor nu sunt respectate și viața, nivelul de trai lasă de dorit. Cred că ambii suntem legați într-un fel de această țară care ne deschide noi oportunități. Nu au organizat o nuntă pompoasă, așa cum se face pe la noi, ci au unit destinele pe malul râului Baltimore, statul Maryland, alături de câțiva prieteni și părinți din Moldova. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you mine. Am trăit un sentiment foarte special, pentru că atunci când mergi în stradă cu o haină de mireasă, lumea te apreciază și te salută și îți spune la mulți ani să fiți fericiți. În Moldova, probabil că lumea așa doar te privește de la distanță, dar nu se implică. Unii chiar ne-au oprit, ne-au salutat să ne dea mâna și să ne dorească succes. Atât timp cât noi eram în Statele Unite ale Americii, într-o seară pregăteam bucate moldovenești, în altă seară indiene și a treia seară diverse, americane, mixt. Am avut ocazia să ne vedem cu familia lui doar prin Skype. Părinții lui nu au avut ocazia să vină în SUA, dar cred că o vor face în acest an și ne vom revedea. El speră că eu voi merge în India să mai facem o nuntă indiană și părinții mei speră că va veni în Moldova să facem o nuntă moldovenească. În Moldova, Natalia a revenit temporar. Vrea să realizeze câteva proiecte pe care le-a inițiat aflată fiind în America. Printre ele, Galop Moldova, un program nou pentru Republica Moldova, care susține copiii cu nevoi speciale să se recupereze și să obțină mai multe rezultate în viața socială printr-o nouă abordare de terapie și reabilitare, hipoterapie, adică prin intermediul hipismului. Inițiatorii Galop Moldova își propun să sprijine cel puțin 50 de copii prin hipoterapie. Vreau să fondez această instituție pentru a lăsa ceva bun în Republica Moldova, nu doar campanii media cu care am fost eu implicată, dar lucrurile concrete atunci când vezi într-adevăr că ajuți pe cineva și este un ajutor substanțial, atunci cred că ești cel mai fericit. Mai mult, Natalia vrea să organizeze în Moldova un festival de film pentru diversitate, iar când va reveni în America, se gândește să pună pe roată un festival de film în Washington, D.C. Are o mulțime de proiecte în gând și speră să le realizeze cu succes, oriunde ar fi, în America, în Moldova sau în India. Foarte mulți moldoveni totuși vin acasă, se reîncarce energetic, pentru că totuși rădăcinile nu se uită. Acest lucru îi motivează în plus, avanseze și mai mult și doar când ai această ocazie să compari, să te afli printre oamenii care
au atât de multe lipsuri și când te gândești că tu ești cu o stare financiară și socială mult mai bine, atunci îți dai seama că merită să-ți continui viața într-o astfel de țară a speranțelor, o țară unde lucrurile, cum am zis, sunt foarte simple și nu trebuie să pui foarte mult efort ca să supraviețuiești așa cum o facem noi moldovenii de acasă. După ce ai trăit în Statele Unite ale Americii, îți dai seama că, de fapt, poți trăi oriunde. Chiar dacă norocul nostru va fi să trăim în India sau în Moldova, România, Uniunea Europeană, Statele Unite, pentru mine nu ar avea atât de mare importanță, atât timp cât ți-ai găsit jumătatea și ești fericită să împărtășești lucrurile cele mai importante cu persoana iubită.